Aproape 50% dintre elevii de clasa 8-a din Sălaj au obținut medii peste 5 la simularea evaluării naționale, în județ nefiind înregistrată nicio medie de 10, în timp ce peste 110 candidați au luat medii între 1 și 2. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, simularea evaluării naționale a fost susținută de 2183 de elevi de clasa 8-a. Niciunul dintre aceștia nu a obținut media 10 în urma simulării examenelor, în timp ce 116 elevi au obținut medii între 1 și 1,99. Conform datelor primite de la ISJ Sălaj, 65,84% dintre elevi au obținut note peste 5 la limba română, 30,24% au obținut note peste 5 la matematică, iar la limba maternă au obținut note de trecere 86,18% dintre elevi. În ceea ce privește situația la nivel național pe județe, cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în Bacău 68,56%, în municipiul București 64%, în Giurgiu 63,8% și în Bihor 61,8%. Cele mai puțin competitive rezultate s-au înregistrat în județele Caraș-Severin 36,27%, Vaslui 38,55% și Tulcea 39,89%. În aceste județe, prezența a fost în medie de aproximativ 95%. Reamintim că obiectivele specifice ale simulărilor organizate la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării Științifice sunt stabilite nivelului real de pregătire atins de elevii de clasa a 8-a cu 3 luni înainte de examenul propriu-zis, respectiv aplicarea de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. În acest sens, ministrul Sorin Mihai Câmpianu solicită atât analizarea rezultatelor obținute la nivelul fiecarei unități de învățământ în care s-a desfășurat simularea, cât și adoptarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenului pe care elevii îl vor susține la finalul clasei a 8-a.